Diana Șoșoacă, senator neafiliat, a fost și ea în Parlamentul României ieri, a susținut și ea un discurs din Parlamentul României, în care ne spunea, printre altele, că 60% dintre români își doresc ca România să părăsească Uniunea Europeană, că își doresc un ro exit. Hai să auzim pe Diana Șoșoacă, costumată într-un uh, uh, mare fel, în tradiționala e românească e îmbrăcată și în steagul național, îl poartă așa pe umeri, extrem de mândră de faptul că își arată patriotismul în felul acesta. S-a râs pe seama ei, a fost supărată că au râs colegii că s-a costumat în acest fel. Dar hai să auzim pe Diana Șoșoacă și câteva dintre afirmațiile pe care le-a făcut ieri în Parlamentul României în care ne spunea, printre altele, că românii își doresc să plece din Uniunea Europeană. Ne-am întors în timp, iar Uniunea Europeană, dacă nu se trezește, va rămâne fără foarte multe state, pentru că îmi pare rău să o spun, nu că o doresc eu. Eu încă mai cred că Uniunea Europeană poate să se trezească și să revină la ceea ce a început. Dar 60% din români își doresc roexit. Atenție foarte mare! 60% dintre români își doresc să plece din Uniunea Europeană. Asta spune Diana Șoșoacă. Evident că nu e adevărat, dar totuși, să ne aducem aminte, Diana Șoșoacă e cea care ne spunea zilele trecute că cei vaccinați pot fi accesați prin Bluetooth. Da? E suficient să activezi Bluetooth-ul pe telefon sau Bluetooth-ul, cum spunea Diana Șoșoacă, și o să vezi că cei vaccinați se apar acolo, apare un cod, apar niște cifre, nu? De te la o parte, de te la o parte, de te la o parte. Bine, am înțeles, doamnă senator, la o parte trece Diana Șoșoacă și nu prea mai e loc pe culoarele Parlamentului când trece Diana Șoșoacă. Dar spune că nu, nu își dorește ea ca România să plece din Uniunea Europeană. Românii, majoritatea românilor își doresc ca România să plece din Uniunea Europeană. Și aveți grijă ca anul acesta, doamnelor care doriți să fiți de la PNL, judecători la Curtea Constituțională, și trageți for pentru acest lucru, pentru că vi s-a cerut, pentru că vi s-a cerut să anulați Constituția României în favoarea dreptului european. Așa ceva îi spun Uniunii Europene, pe aici nu se trece. Constituția României este cea mai de preț lege. În Constituție se află drepturi și libertăți fundamentale europene. Respectăm dreptul european. Dreptul european poate fi cel, cel mult complementar, dar nu să fie superior Constituției României. Mai mult decât atât. Lăsați, doamnă, că nu o să vă aleagă nimeni la Curtea Constituțională. Mai mult decât atât, doamnă, scântei, lăsați că știm, știți, cu un milionul ăla de euro într-un an. Vreau să-i amintesc Uniunii Europene ce înseamnă aceste motive de pe oie românească. Da, făți cruce, poate așa vei deveni creștin, domnule. Da, mult delir în Parlamentul României cu Diana, așa Constituția, drepturi europene care sunt în Constituție, dar care nu sunt uh, ale Uniunii Europene. Ea nu vrea să plece din Uniunea Europeană, dar românii vor asta. Nu vrea să plece, dar hai mai puține Uniunea Europeană în România, mai puține reguli la nivelul Uni Uniunii Europene și mai multe I. Aceste motive sunt milenare. Aici, pe pământul acesta românesc, s-au descoperit plăcuțele de la tărtăria primele, primul scris din lume. Nici nu se inventase civilizația sumeriană. Aici, așa este, râdeți. Prostul râde când nu știe. Prostul râde când nu știe, iar uh, proasta uh, vorbește în Parlamentul de României. De te la o parte! de te la o parte! Da, mă scuzați, mă scuzați. Și-o mântoacă aici, croaca! Diana așa, cu discursul acesta ultranaționalist în Parlamentul României, știți, noi, de fapt, am inventat cultura, civilizația aici, pe pământurile acestea. Nu știați voi, dar da, ce au inventat, de fapt, bluetooth pe care vă conectați, voi, astăzi la vaccinuri. Prima rețea 5G a fost aici, de ce A pus bazele, nu? Noi am inventat și iPhone-ul, și. Tesla și tot ce mai e. Cultura, arta, tehnologia, aici a fost inventată. Din păcate, genul ăsta de discurs prinde că, de fapt, nu schimbă datele problemei, dar te face să te simți mai bine. Tu, așa, asociindu-te cu ideile astea. Că, de fapt, noi suntem inventatorii civilizației moderne. Aici s-a născut cultura, aici s-a născut totul. Și imediat te simți mai bine, chiar dacă salariul e mic, chiar dacă drumurile sunt proaste, chiar dacă parlamentul lucrează împotriva ta și nu alături de tine, chiar dacă grupuri de interese conduc țara, nu mai contează. Că uite, noi eram cei puternici, uite Decebal, domnitorii, știți, țara noastră, aici... S-a născut civilizația și imediat te calmezi, te relaxezi. Pentru că asta fac astfel de discursuri. Readuc la viață spiritul acesta ultranaționalist, bazat sigur pe nimic de cele mai multe ori. Mândria aceasta, chiar și atunci când e reală, e mai mult decât dăunătoare, pentru că tot nu are nicio legătură cu tine sau cu prezentul. Dar Diana Șoșa e expertă, doamna senator Bluetooth. Diana Șoșa vine și lansează noi și noi afirmații în Parlamentul României despre cât de deștepți suntem noi, toți ceilalți sunt proști, dar cumva, noi fiind atât de deștepți pe cât suntem, ceilalți care sunt proști ne prostesc pe noi. Că noi suntem prea deștepți. Suntem prea deștepți, noi am inventat totul. Dar uite cum proștii ne prostesc pe noi, care suntem deștepți, știți? Fascinantă, Diana Șoșoacă. La momentul în care a fost, a fost dat afară din aur, mă întrebam așa, oare nu greșesc oamenii aceștia din aur? Pentru că, uite, are foarte mulți fani, Diana Șoșoacă, dar, după ce timpul a trecut, înțeleg că a fost o strategie extrem de clară. Cred că am vorbit și la momentul respectiv despre posibilitatea asta ca, de fapt, mutarea să fie una bună pe termen lung pentru aur, care are multe dintre aceleași convingeri pe care le auzeam și de la Diana Șoșoacă. Ce e diferit e abordarea la aur. Încearcă să facă mai puțin spectacol din acesta grotesc pe care îl face Diana Șoșoacă de fiecare dată când apare, să lanseze conspirații care măcar par plauzibile, nu ca aceea cu Bluetooth-ul pe care o poate verifica oricine acasă, oricine înțelege că există o grămadă de dispozitive astăzi care au conexiune prin Bluetooth, televizorul, dacă ai, nu știu, o boxă inteligentă și o grămadă de aparate, au conexiuni prin Bluetooth, inclusiv dacă ai aparatură modernă, dacă ți-ai permis așa ceva, frigidere, poate, nu știu, filtră de cafea, o grămadă de dispozitive care au conexiune Bluetooth, dar Diana că e cea care ne spunea că vaccinații sunt disponibili, sunt accesibili prin Bluetooth, că ți apare acolo un cod. Știe ea. Diana Șoșoacă s-a îndepărtat de aur, adică a fost dat afară din aur, dar ideologic sunt oricum apropiați în continuare. Mai că nu le mai afectează imaginea astfel de ieșiri. Fanii Diana Șoșoacă sunt votanți aur și vor rămâne votanți aur, cu siguranță dar în același timp nu se mai pot răsfrânge toate comentariile negative atunci când Diana Șoșoacă lansează astfel de afirmații, nu mai pot fi atribuite aur în mod direct. Asta e de fapt ce s-a schimbat cu adevărat. Altfel, lucrurile sunt aceleași. Diana Șoșoacă și aur reprezintă aceeași ideologie, același stil de a face politică, nimic diferit. Și le merge atât de bine, tocmai pentru că avem o clasă politică care, atunci când nu a fost incompetentă, a fost mai degrabă vândută diferitelor grupuri de interese. Și rămâne în continuare incapabilă să rezolve măcar câteva dintre problemele reale ale societății. Iar atunci când lucrul acesta se întâmplă, atunci când oamenii sunt speriați, atunci când oamenii se simt în pericol, simt că nu se mai poate, atunci se îndreaptă către astfel de demagogi ultranaționaliști, extrema dreaptă, reprezentată de Diana Șoșoacă, reprezentată și de partidul acesta Aur.